Cine a venit sâmbătă la tradiționalul meeting aviatic de la Boboc n-a avut ce regreta. Piloți militari și civili și-au arătat maestria la manșă, iar spectatorii prezenți au fost încântați de spectacolul oferit. Și-au luat zborul aparate reprezentative pentru aviația română, precum MiG-21 Lancer, IRN-99 Shoim și Standard, IAC-52, avioanele de transport Spartan și Hercules, dar și elicoptere IR-316B. Elicoptere ușoare, pe care se instruiesc viitorii piloți de elicopter pentru forțele aeriene române. După fiecare reprezentație, piloții au primit aplauze la scenă deschisă. Cireașa de pe tort au fost aparatele ușoare ale Aeroclubului României, care s-au zbenguit pe cer, dar au și survolat solul la joasă altitudine. Show-ul a fost completat de prestația parașutiștilor buzoieni. După ce le-au urmărit în aer, spectatorii au putut admira și atinge aparatele de zbor expuse la sol. Din miile de spectatori, cei mai încântați au fost evident copiii. Îmi place toate avioanele! Ce poți să-mi spui despre spectacolul de pe cer? Avioarele cum s-au mișcat? Ce mișcări au făcut? Păi, avioanele sunt cele mai frumoase. Mi-a plăcut micul 21 pentru că a fost cu o viteză foarte mare și a venit aproape și a fost foarte spectaculos. Iacurile mi-au plăcut fiindcă tatăl meu a fost... Este pilot la IAC-21, IAC. Ce părere ai avut de spectacolul la viață? A fost un spectacol organizat, bine gândit și mi-a plăcut foarte mult. Crainicii evenimentului au fost Eduard Antochi, Roxana Ciuhulescu și Cristian Andrieș. Cu aceeași ocazie, școala de aplicație de la Boboc a organizat Ziua Porților Deschise, prilej cu care publicul a putut vizita prestigioasa instituție de învățământ aeronautic de la Buzău.